Haideți să facem niște covrigi dulci însiropați. Într-un bol vom pune treptat 500 de grame de făină, 100 de grame de zahăr pudră, coajă de lămâie, punem și puțină sare, adăugăm 7 grame de drojdie dizolvată în puțină apă călduță, 250 ml de apă caldă, 30 ml de ulei. Încorporăm foarte bine totul, aluatul o să fie moale, apoi vom pune jumătate din aluat într-un alt bol. Peste prima parte de aluat adăugăm 50 de grame de cacao, mai punem puțină făină, lucrăm aluatul câteva minute, așa va arăta, apoi îl acoperim și îl lăsăm la dospit 30 de minute. Vom proceda la fel și cu ultima parte de aluat, vom pune doar făină, îl lucrăm, acoperim și lăsăm deoparte. Pentru sirop avem nevoie de 600 ml de apă, 100 de grame de zahăr, coajă de lămâie și portocală, scorțișoară, esență de lămâie, lăsăm totul să fiarbă și vom lăsa siropul să răcească. După 30 de minute vom lucra aluatul, începem cu cel fără cacao, îl lucrăm câteva minute, următorul este cel de cacao, îl vom lucra și pe el câteva minute, îl mai lăsăm la dospit timp de 30 de minute. După ce aluatul a fost dospit, îl vom pune pe masa de lucru, după cum vedeți așa arată. Puteți dubla cantitatea dacă doriți, punem puțină făină pe masă. Începem să-l lucrăm puțin. Apoi îl vom împărți în 6. Procedăm la fel și cu următorul aluat. Îl împărțim în 6. Începem să rulăm totul foarte bine, fiecare parte de aluat. Trebuie să fie subțire. După cum vedeți, vom face un duo. Procedăm la fel cu toate. Vă invit să distribuiți această postare cu prietenii dumneavoastră. Apoi începem să împletim aluatul normal cu cel de cacao. Urmăriți procedura. Așa arată, după cum vedeți, nu este foarte greu de făcut. Cu puțină practică, cu siguranță reușiți. Le vom pune într-o tavă, unde le vom lăsa la dospit timp de 30 de minute. Deasupra eu le-am dat cu ulei. Le-am pus la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de 20 de minute. Trebuie să verificați cu o scobitoare. După ce s-au răcit, le-am ținut în sirop cam un minut. Din această rețetă am obținut 6 covrigi, sunt destul de măricei. Deasupra i-am dat cu miere. Vă place această rețetă? Am pus nucă de cocos, puteți să puneți și nucă, după preferințe. Acesta este rezultatul final, după cum vedeți nu conțin lapte sau ouă, nu sunt foarte greu de făcut, de asemenea, dacă vă face plăcere, puteți distribui postarea cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!